Vă salut pe toți și bine ați venit la concursul de cultură generală Super Oițele Întreabă, copiii răspund. Horațiu este invitatul meu de astăzi, bine ai venit! Salut! Bun, începem? Fii atent! Întrebările sunt sugerate de Super Oița Vinerel de la Profi. O vezi acolo? Este o super oiță. Da, ia pasiona- de ce? Ascultă că trebuie să știi, pasionată de știință și un inventator de renume. Vrei să faci cunoștință cu ea? Poți să o pui acolo sus. Da, că nu mai vreau ca să mai stea acolo. Exact. Ține acolo, unde vrei tu. Fii atent, am 5 întrebări pentru tine. 5? Trebuie să te concentrezi la mine, nu la ea. Și dacă îmi răspunzi corect la întrebări, o să-ți dau ție această oiță. Dacă nu, o păstrez pentru mine. Ar putea. Fii atent. Prima întrebare. Care dintre obiectele de mai jos a fost inventat de un român? Stiloul, telefonul mobil, mașina sau imprimanta? Stiloul. Răspuns corect. Știi și cine l-a inventat? Am uitat puțin. Petrache? Da, Petrache și mai cum? Poenaru. Exact! Felicitări! Excelent! Ai început foarte bine. Stiloul. Să ținem minte lucrul ăsta, da? Păi, eu m-am uitat la un filmuleț și, da, țin minte. Bravo! Ai memorie bună, nu? Nu pot zice chiar atât de bună, dar țin minte ceva. Adică ții minte asta. Țin minte diferite lucruri, dar nu prea sunt interesat pe mine prea mult cum îi cheamă. Contează să știu ce ai inventat. Realizări, dar e bine să ții minte și... Deci cum îl cheamă? Petrache Poenaru. Răspuns corect. A doua întrebare. Ce substanță gazoasă respirăm pentru a trăi? Fum. Avem varianta ajutătoare. Variante de răspuns. Heliu, oxigen, azot sau hidrogen? Am uitat eu oxigen. Ziceam fum că am da, 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 că unii trăiesc cu fum și nu e bine. Da, exact. Trăiesc cum ar fi. Uite, când faci grătar, tu respiri fum. Și eu exact. Nu știam. Da. Deci, până la urmă, răspunsul corect care? Este oxigen. Oxigenul este răspunsul corect. Bravo, Horațiu. Foarte frumos. Da. Da, ți-a plăcut și ție răspunsul. Am glumit și eu. Păi da, normal că când nu trebuie să mănânci grătar ca să trăiești, atunci tragi și fum. Da, că doar atunci tragi fum, fiindcă grătarul înseamnă mult fum. Mhm. Bravo, și de la mașini respir fum. Exact, practic trăim în fum noi. Tu ai ceva dreptate, în prea mult fum. Da. Bun, următoarea întrebare. Dacă amesteci culorile albastru și galben, ce culoare ne iese acolo? Și avem verde, violet, maro sau gri? Verde. De unde știi tu, mă? Păi mereu combin aceste culori. Răspuns corect, bravo, felicitări. Uneori îmi pierd verdele și amestec aceste culori. Frumos, deci tu și pictezi? Nu, pictez, doar că mi le amestec cu creionul. Așa, să le amestecate, că nu știi când e nevoie. Nu, când trebuie să fac pe caiet cu verde și nu știu unde mi-e creionul verde, amestec acele două culori. Nu este un verde perfect decât cu acoarele, dar este un verde și se înțelege verde. Bun, văd că te pricepi și la culori. Acum să te văd. Ce forță ține obiectele pe suprafața Pământului? Nu știi. Și avem gravitația, vântul, electricitatea sau magnetismul? Gravitația. Răspuns corect, Horațiu! Bravo, bravo! Aoleo, să vedeți că mi-a oița și văd că tu semeni cu superoița Vinerel pentru că este pasionată de știință și, cum spuneam, inventator de renume. După cum vezi, are ochelari. Foarte mult. Da, și de asta ține ochelari, fiindcă are să nevoie ca, în caz că face știință, să nu explodeze ceva nou. Exact, exact. E de protecție. Da. Bun. Și acum ultima întrebare pentru tine. Dacă greșești, nu numai că nu-ți dau oița și mai am niște cadouri, îți iau și ceva cu care ai venit. Văd eu ce. Tata deja a plecat. Aurel Vlaicu a fost un pionier al cărui domeniu? Aviație, culinar, învățământ sau artă?
Ai auzit de Aurel Vlaicu? Da, dar nu sunt... Ce-a făcut el? Ce-a inventat? Un avion. E aviator. Deci? Aviație? Aviație. Aviație, răspuns corect, Horațiu. Bravo! Din păcate nu pot să-ți iau nimic de la tine. Vei pleca alături de oița pe care o ai tu, Vinerel, de la Profi. Mă bucur că ești fericit și fii atent! Îți mulțumesc, Orațiu. Data viitoare mă voi vedea cu Nina. Ea va răspunde la întrebări sugerate de superoița Sambatela de la Profi. Până atunci, vă doresc numai bine!